Slavis să fie Domnul. Acum, sigur, fiecare dintre noi facem alegeri și nu întotdeauna știm ce va urma. Dar mie nu mi-a fost deloc greu să fac alegerea să fiu această seară cu dumneavoastră, pentru că întotdeauna știu ce urmează. Unde se adună Sfinții lui Dumnezeu, întotdeauna e bine și Dumnezeu dă binecuvântare. Așa că nu sunt surprins, ci mă bucur că Domnul în continuare este prezent acolo unde oamenii se adună în numele lui Amin. Sigur că seara asta, când am proiectat-o, am vrut să stăm împreună noi, familia, dar pentru că știu și inima fratelui meu, Beni, întotdeauna este să sacrifice multe lucruri care îi sunt dragi, ca și întâlnirea noastră pentru Domnul și pentru alții. Așa că nu ne-a fost nici nou la amândoi greu să spunem, da, mergem miercuri seara la frați. Domnul să fie lauda, nu ne atragem lauda asupra noastră, ci Cel care ne ține în Harul Lui este Domnul. N-am mai fost de vreo cinci ani în America, am venit pentru că Dumnezeu a deschis oportunitățile astea acum, pe finalul acestui an și sigur și eu mă bucur foarte mult să fiu cu el, cu nepotul meu, cu Ben și cu băiatul lui Ben. Ruben, Domnul să-i binecuvânteze și cu familia noastră. Ne mai vedem așa în România, noi doi, dar cu ei împreună mai rar, pentru că știți cum e viața, cu multe probleme și nu putem oricând să plecăm, să venim. Dar mulțumim lui Dumnezeu că mă gândeam în timp ce vorbea bine aici că avem onoarea asta să fim într-un fel împletiți așa în trei miracole. Odată că tot Dumnezeu a făcut să fim frați de corp, din același tată și mamă. Apoi mai suntem frați din același tată, care este Dumnezeu. Și cumva Dumnezeu și chemarea noastră am plătit-o. Nu este exact aceeași, dar în mare procent seamănă pentru că amândoi dorim ca sufletele oamenilor să fie salvate și să se împace cu Isus Hristos. Sigur, nu mai trebuie să spun multe. Mergem înainte. A fost un om care m-a inspirat foarte mult, mă gândeam cât de mult nu o să aflu, cred că niciodată, dar într-o zi vom afla că cel care ne-a inspirat pe toți a fost și rămâne Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De asemenea, mă bucur pentru frații de aici care au dorit să fim aici și să se vă adunați într-o miercuri seara, când poate că în curs săptămânii cam peste tot e mai complicat să te aduni și multe biserici refuză, poate că să fac un program când și nu ne putem aduna. Trist. E tristă povestea asta, chiar foarte tristă, dar Domnul să aducă trezire peste toată uh, creștinătatea noastră și peste toate inimile care au nevoie ca să vină această trezire. De asemenea, mă bucur pentru fratele Puiu și Valii. e doar când ne întâlnim în America, tot așa, surprinzător, dar frumos. Uh, Spunea fratele Puiu când ne-am întâlnit ultima dată și cerea cumva scuze la, 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 final de program, te rog să mă ierți că nu știam că nu veneam să vă încurcăm și asta, numai că oamenii lui Dumnezeu nu se încurcă niciodată. Poți să adune oricât împreună, dacă sunt oamenii lui Dumnezeu nu se încurcă niciodată, înțeles, nu? Dar când nu e Duhul Dumnezeu peste noi, doi să fim și ne încurcăm. Deci, doi să fim și ne încurcăm. Dacă suntem cu Dumnezeu, poți să sute, nu ne încurcăm niciodată, pentru că toți împreună suntem împreună, lucrători cu Dumnezeu, amin. Glorie, Domnul, Domnul mi-a pus pe inimă un cuvânt în seara asta, am gândit pe avion ce o să facem în seara asta aici. Astăzi m-am gândit și până la urmă Duhul lui Dumnezeu m-a oprit în fața unui semn foarte frumos scris de David. Primele 8 versete le citesc, vă rog să vă ridicați împreună cu mine acum. Este vorba de Salmul 63. Foarte frumos, foarte cunoscut. Domnul să-l folosească pentru inimile noastre. Amen. Pagina 588. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut. Îmi însetează suflet după, du, sufletul după tine, îmi tânjește trupul după tine într-un pământ sec, uscat și fără apă. Așa te privesc eu, în locașul cel sfânt, ca să-ți văd puterea și slava. Fiindcă bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața. De aceea, buzele mele cântă laudele tale. Te voi binecuvânta, dar toată viața mea și în numele tău îmi voi ridica mâinile. Mi se satură sufletul cade niște bucate grase și miezoase și gura mea te laudă cu strigăte de bucurie pe buze. Când mi-aduc aminte de tine în așternutul meu și când mă gândesc la tine în timpul privegărilor nopții, că tu ești ajutorul meu și sunt plin de veselie la umbra aripilotare, -ari sufletul meu este lipit de tine și dreapta ta mă sprijină. Amin. Vă invit să vă reașezați. Dragii mei, frați și surori, E bine de pus o întrebare. Nu e așa că e foarte frumos salmul acesta? Vă place cuvintele cum sună? Câți dintre dumneavoastră ar vrea să-l scrieți în seara asta? O a doua întrebare. Când credeți că e un moment în viața noastră când am putea să scriem asemenea lucruri? Îmi ridic mâinile, când, sufletul meu se satură ca de niște bucate grase și mezoase și gura mea, nu cât spune fratele Puiu sau fratele Bene sau altcineva, gura mea te laudă cu strigăte de bucurie pe buze. Când ați fi dispus să scrieți asemenea cuvinte? Când ați fi dispus și ați fi dispus să le spun, să le audă toți? Ce spuneți? Zicem câteodată, am nevoie de un moment special, și până nu vine momentul ăla special, eu nu pot să-mi dau drumul, nu pot să mă deschid. Și uneori nu mai vine. Pentru că câteodată cred că nu știm nici măcar să spunem care e momentul ăla special. Bine, în mintea noastră un moment special înseamnă că vine un om al lui Dumnezeu, este în regulă, că este un predicator al nostru preferat, că este un prooc al nostru preferat, că avem niște încântăresc preferați, că e seara preferată, că e momentul care mie îmi prinde bine seara mai mult decât dimineața, sunt într-o dispoziție foarte bună, vin după o săptămână care a mers grozav și cred că atunci ar fi un moment foarte special să spun asemenea cuvinte, Doamne, tu ești Dumnezeul meu, pe tine te caut, îmi însetează sufletul, îmi tângește trupul. După tine. Când credeți că se poate scrie un asemenea sarm? Bine, suntem foarte inspirați într-o seară târzie de primăvară, lângă un pârâu de apă care curge și care ne inspiră, și atunci, deodată, putem deveni e, pur și simplu niște mari poeți. Dragii mei, vreau să vă spun ceva în seara asta care, normal, ar trebui să știți și cred că știți, mai ales predicatorii. Dumneavoastră știți, unde a scris David acest psalm. Mereu ne plângem de una de alta. Salmul acesta a fost scris în pustia lui Iuda. Dragii mei, în pustie nu-i plăcut. Pustia nu are cum să te inspire. Nu este un izvor de apă și nici nu bate un vânt seara cu adier de primăvară. E pustiu. Pustiu înseamnă pustiu. Fără verdeață, fără apă, fără nimic. Și e destul de paradoxal că în pustiul acela, pur și simplu tu poți să faci ceea ce, ai făcut, ce a făcut David și să spui lucrurile că le-a făcut el, să-ți dorești lucrurile că și le-a dorit el și mai mult să experimentezi el spune nu că îmi imaginez că mă satur. Eu chiar mă satur aici. Sufletul meu se satură. Și deși văd un pustiu, de fapt eu nu văd un pustiu. Eu văd o altă realitate. Există o realitate foarte cruntă care este aici. În jurul meu mă uit și pământul este se, uh, uh, pur și simplu crăpat și fără niciun pic de apă. Eu nu ignor realitatea asta, o văd, nici eu nu vă cer în această seară să ignorați realitatea în care vă mișcați personal cu familiile și generația în care trăim noi acum cât e complicată, că nu pic de apă pe stradă, oriunde te duci e pământul ăsta crăpat și fără apă dar el spune, eu nu mă uit la realitatea asta și dacă mă uit la nu rămân cu ochii pe ea eu văd o altă realitate, eu văd o masă cu bucate grase și mezoase, aleluia, și eu mă satur de ea, mă satur și eu aici cânt, și eu aici în situația în ridic mâinile și el face laudă și închinare fără instrumente, fără predicatori, fără proroci, fără îndemnuri, fără nimic. El pur și simplu face laudă și închinare la adresa lui Dumnezeu într-un pustiu. Când mă uit la salmul ăsta, să știți că mi și rușine și îmi dau seama în ce situație ne aflăm noi în seara asta. Cât de felurite haruri avem peste noi? Puteți să spuneți acum amin? amin. Sănătate suficientă, mașini parcate afară, confort acasă, cam de toate, nimeni nu se poate plânge mai de nimic de ce suntem în seara asta, confort aici în biserică, microfoane, amplificare, oameni trimiși de Dumnezeu din România, de peste tot, ne-a adunat Dumnezeu în această seară. Credeți că noi ne putem deschide inima cu adevărat pentru Dumnezeu? Credeți că putem să facem aici cu adevărat o scăldătoare, să se coboare Duhului Dumnezeu, să vindece vieți, trupuri, inimi și să facă semne și minuni? Domnul să se atingă de noi în seara asta. Cel care cercetează inimile este Domnul. Deci nu avem pe cine păcăli. Iisus Hristos este Domnul. Și El știe foarte bine că nu putem scrie un psalm din ăsta în seara asta. Mulți de aici. Nu avem cum, nu avem nicio inspirație. Mintea, inima ne este blocată undeva. Și noi nu trebuie să fim oameni religioși, noi suntem oameni care să fim în prezența lui Dumnezeu cu adevărat. Doamne ajută-ne! Dumnezeu mi-a așezat pe inimă acest mesaj și îl pun așa sub o frață, frază: binecuvântările pustiului. Împustiul nu este plăcut, dar uneori este folositor. Și de foarte multe ori pustiul, în forme diverse din viața mea și a dumneavoastră, a adus binecuvântări mărete. Cine ne duce în pustiu? Odată. Duhul Domnului spune în seara asta. Ajungi în pustiu din vina ta. Din cauza alegerilor pe care le-am făcut și le-ați făcut până aici. Alegerile greșite din viețile noastre, care le-am făcut mai devreme sau mai târziu, ne pot duce și a zvâli într-un pustiu. Uneori despărțiți de oameni dragi, trăind momente de singurătate în raport cu cei care trebuia să fim foarte bine, dar nu suntem, pot vorbi aici, din partea Domnului, de familia ta, că poți să fii în casa ta ca un străin. Și relațiile nu sunt bune. Nu trebuie să ne păcălim în seara asta. Duhul Dumnezeu este prezent aici în adunare. Tu ai făcut niște alegeri care ți-au furat din suflet bucuria, liniștea și pacea. Era viață în casa ta, cred. Era rugăciuni în casa ta, sunt convins. Erau cântări cândva, nu mă îndoiesc. Era o pasiune fantastică pentru biserică și pentru lucrarea lui Dumnezeu, încât nimeni și nimic nu te putea opri. Era o pasiune în tine, că nu apucau cei care erau cu cântările aici să înceapă cântarea, că tu îi zbugneai deodată în cântări de veselie, lacrimile strâșneau din loc, din ochi, înainte ca frații să spună un îndemn și te bucurai că nimeni nu te mai putea opri, că să termina rugăciunea și tu mai continuai 3-4 cuvinte. Poate-ți aduce aminte de vremea aia, poate-ți aduce aminte de timpul ăla, când erai omul acesta acesta și femeia aceasta și uh, uh, erai mișcat de Duhul lui Dumnezeu într-un mod deosebit chiar pentru alții. De aceea, în această seară, Dumnezeu te întreabă, acum tu unde ești? Și tu te întrebi cum se întâmplă că am ajuns în acest pustiu? că trebuie să tragă frații de noi, că trebuie să tragă Dumnezeu de noi, că e nevoie de tot, foarte mulți uh, oameni al lui Dumnezeu aduși dintr-o parte în alta ca să ne miște noi trei fraze și scoase cu greu din sufletele noastre. Uneori, din păcate, pentru tine, dar din fericire pentru noi, smulse de Duhul Sfânt care este în noi și care este plin de râvne pentru dumneavoastră și de multe ori nu ne lasă să tăcem, devenim penibili ca și predicatori, devenim penibili ca și pastori, insistând înaintea dumneavoastră să spuneți Amin și Aleluia! Dar noi nu ne pare rău. Plătim prețul de a deveni penibili și needucați în ochii multora, suntem priviți uneori niște oameni care căutăm succesul personal departe de noi, nu așa să caută succesul, insistând la cineva să se roage, insistând la cineva să laude pe Dumnezeu. Succesul firesc să caută altfel și unii chiar îl găsesc. Nu ne interesează pe niciunul din aici dintre noi treaba asta. Ne interesează Dumnezeu să-ți vorbească în seara asta, ne interesează Dumnezeu să te schimbe în seara asta, ne interesează Duhul Sfânt să pășească în casa ta și să aducă rânduială interesează inimile care s-au fost pustite de alegeri greșite să fie înviorate astăzi. Izvoarele Duhului Dumnezeu să pătrundă, să țâșnească din tine înspre gloria și slava și vindecarea copiilor tăi, a familiei tale și a celor din preajma ta. Măriți să fie Domnul! Poți să ajungi în pustiu pentru că tu alegi asta. Aduceți-vă aminte foarte bine că Iacob a făcut tot felul de alegeri care l-au azvălit într-o zi în pustiu. Nu contează că îți merge bine financiar și lui a mers. Nu contează că te descurci. Uneori descurcăturile astea sunt marile încurcături. Ascultă-mă ce spun. Marile descurcături a multora în care toată lumea aplauda, bă, băia deștept, ce descurcăresc, ce soț, cum a reușit să se ridice, să se adune, să cucerească, să facă imperii. A fost marele lui Lat și marele lor încurcături în care sufletul lor s-a pustit și familia lor s-a dărâmat și a trebuit să ajung în situații în care a spus nu mai există nicio ieșire. În spatele meu este sau care vine după mine să înceară -mi socoteală. În fața mea e un pustiu fără ieșire. Deasupra mea e un Dumnezeu cu care nu mai pot să vorbesc pentru că eu însum m-am depărtat de El și nu mai știu ce să fac. Și ajunge a zvălit într-un pustiu. Suntem aici în seara asta, nu suntem în pustia iudeii. Suntem în America, n-am putea vorbi de un pustiu. Și totul sufletul tău s-ar putea să fie într-un mare pustiu în seara asta. Dar Dumnezeu este bun. Dumnezeu este bun. Bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Și când tu nu mai ai nicio ieșire, Dumnezeu are o ieșire. Când tu nu mai găsești nicio ușă, tu nu mai găsești nicio soluție, Dumnezeu are soluții. Și El pășește în biserică pentru tine în această seară să spună, eu sunt soluția ta. Și dacă ești aici, Iacov, eu pot să-mi deschid cerul pentru tine. Pentru că eu nu vin în vrednicia vreunuia. Eu vin pentru că sunt Dumnezeu și am har și dragoste, chiar pentru cei depărtați, chiar pentru cei căzuți, chiar pentru risipitorii care au ales pustii unei vieți, crezând că ajung în adevărata viață. Au ajuns goi și pe dinăuntru și pe din afară, și furați de diavolul, dar cel care aude suspinul interior, când tu nu mai poți să te rogi, nu poți să scrii un asemenea sal, n-ai cum să-l scrii în seara asta. Și n-ai putut să-l scrii nici înainte de această seară. Dar cel care poate să te transforme într-o asemenea măsură, încât pe finalul predicii și acestei seri să spui, Domnul este Dumnezeul meu, eu îl văd, eu îl caut, sufletul meu tânjește după el, este Duhul Dumnezeu care te poate transforma. Dumnezeul care a deschis cerul într-o noapte pentru Iacov, îl poate deschide pentru tine în această seară. Dacă e sincer și serios, dacă ești sinceră și serioasă, Dumnezeu este aici să vorbească. Dumnezeu nu vrea să facă din seara asta o poveste frumoasă în care Dumnezeu a vorbit fantastic atât de multe ori se întâmplă asta, de atâte ori diavolul ne fură, să spunem cu toată adunarea, Dumnezeu să-L mustre. Tu n-ai nevoie să spui că e frumos, că vorbim bine și coerent și că Dumnezeu a vorbit în adunare. Tu ai nevoie de vindecarea sufletului. Tu ai nevoie să scadă lanțurile la pământ. Tu ai nevoie să schimbe Dumnezeu prin pocăință mintea ta și mintea mea să putem să vedem lumea lui Dumnezeu. Când ai văzut ultima dată lumea lui Dumnezeu? Eu când am intrat aici în biserică am simțit o cercetare fantastică a lui Dumnezeu. Respirația ne-a devenit greoaie pentru că Duhul Sfânt e în adunare. Ție? Ce aștept să-ți vorbească Dumnezeu și dacă ție nu ți-a vorbit în seara asta, chiar în momentul ăsta ai în suflet tău așa, da, păi pe mine ce nu m-a văzut Dumnezeu? Dar tu pe Dumnezeu când l-ai văzut ultima dată? Când ai văzut lumina Lui și puterea Lui? Când ți-a ridicat sufletul tău cu adevărat să spui tu ești Dumnezeul meu, pe tine te caut? Când? Isus Hristos este prezent în biserică. În pusiu poți să te duci tu singur, prin alegerile tale. Pentru ce îi reproșezi lui Dumnezeu că ai ajuns în, în criza în care ești? Pentru ce te întorci uneori spre oamenii a lui Dumnezeu și le reproșezi că predicile lor, că gândirea lor, că mentalitatea lor te-a zvălit aici? Nu, asta este alegerea pe care ai făcut-o și pentru că tu știi că este așa, Duhul lui Dumnezeu a venit să-ți vorbească în această seară. Dar El are gânduri de pace pentru tine, are gânduri de ridicare, are gânduri de vindecare. Iisus Hristos se prezintă în adunare. Este o seară profetică pentru că Dumnezeu a hotărât să fie o seară profetică. Pentru că Domnul se mișcă aici și cuvântul Lui este aici să dea viață, pentru ca viața să pătrundă în tine, în mine și în orice familie care este aici. Încă o dată spun din toată inima, gloria lui Dumnezeu. În pustiu poți să ajungi, pentru că uneori, ca și în situația lui David, sunt oameni care te împing înspre pustiu. Poate fiecare din dumneavoastră a avut perioade în viață. Când atitudinea celor din preajma noastră, apropiați nouă, au adus mult pustiu în viața mea și în viața ta. Și îmi pare rău să spun asta. Aduceți-vă aminte de oameni puternici al lui Dumnezeu, care au fost azvăliți așa deodată de apropiații lor în pustiu, cum ar fi Iosif, de frații lui. Cum este David, de Saul și de oamenii lui, urmăriți ani de zile și alergând dintr-o parte în alta. Au trebuit să traverseze pustiul ăsta, poate ani mulți la rând. Nu știu cum ești în această seară. Poate sunt persoane care ți-au făcut rău, care te-au întristat, care te-au înțepat, dar tu să nu cedezi. Cel care poate să-ți vorbească în pustiul tău în această seară este Isus Hristos. Nu este plăcut. Este foarte greu. Auzind profeția care a venit din partea Domnului spre mine, mi-am dat seama că exact așa e. Uneori mă lasă Dumnezeu foarte puțin să văd din răutatea oamenilor din adunările noastre. Că aici este mai greu. Eu nu mă ascund să predic de asta. Din adunările noastre. Martor este Dumnezeu că am fost și am slujit într-o seară și acum a ieșit fratele meu și s-a uitat și el la seara aia și acum știm și noi, predicatorii, când este o seară extraordinară în care Dumnezeu lucrează cu mare putere și când este o seară așa mai lejeră și mai liniștită, toate salut lui Dumnezeu, dar sunt momente când Dumnezeu vorbește efectiv, direct și pastorul bisericii de acolo ne-a spus Gabi, tu nu știi ce ai făcut în seara asta, nu știi ce a vorbit Dumnezeu prin tine în seara asta, era vorba de o slujire în Atlanta și când s-a terminat biserica, Gabi Gorcea iese și îl vede o soră din mașină și au început să zică, ce cu asta care au venit aici seara asta să ne explice nou cum trebuie să fim pocăiți? Dar noi știm cum trebuie să fim pocăiți și așa. Și și-a dat drumul fără să întrebe nimeni nimic. La o răutate fantastică, fără niciun și zice Gabi, dar sora stai puțin, s-a oprit. Dar care a fost problema? Ce v-a supărat în seara asta? Nu am treabă cu nimeni, dar nu vine el. Noi știm, noi suntem și o ținut banda asta, dar foarte multă rutate pe fața Dumnei, pe vocele Dumnei, pe vocea Dumnei și o femeie mai în vârstă. Nu era o tânără, să zici, cu latovalul. Și fratele Gabi a zis, dar știți ce vreau să spun, soră? Răutatea pe care o văd în cuvintele dumitale, credeți că este în regulă înaintea lui Dumnezeu pe care îl apere? Domnul o folosit să o, o, pună. Lasă! Păi credeți că Dumnezeu să uită cu plăcere la ce spuneți? Nu mă interesează pe mine asta! Și cumva în felul ăsta au plecat. Sigur că Gabi mi-a zis asta, putea să mă protejeze. Acum o trecut niște ani și peste mine. Și i-am zis Gabi. Și Gabi să nu te superi că suntem doi Gabi acum, să nu super că ți-am zis asta. Nu! Știi ceva? Ăsta e semnalul cel mai puternic că Dumnezeu a lucrat în seara asta. Atunci când oamenii se întorc unii la Dumnezeu și alții scrâșnesc din dinți. N-ai ce să faci, asta e lumea. Păcat că lumea asta celui rău se infiltrează prin adunări și chiar prin suflete uh, care vin prezente la slujbe și care nu mai știu exact din ce izvor își adapă. Numele lui Isus și a Sfințeniei și a apărării adevărului uh, revarsă unii izvoare cumplite de răutate spre oamenii lui Dumnezeu, spre oamenii simpli. Cine te poate duce în pustiu? Asemenea, Situații. Dacă eu nu eram atent, dacă eu nu sunt atent și pun urechea la una, la două, la trei, la cinci persoane, la cinci mă pot azvârli într-un cor să nu mai am putere să mă rog, să nu mai am putere să fac nimic. Dar vreau să vă spun ceva. În pustiu ăsta creat de oameni care ne împing oameni, cel care deschide cerul este Dumnezeu. Aleluia! Binecuvântat să fie Domnul, binecuvântat să fie Domnul. Îți spun în numele lui Isus în această seară. Dacă ești într-un asemenea pustiu în care te-au zvălit apropiații tăi, la care nu te-ai așteptat, nu uit un cuvânt de la Domnul pentru un rob al său care era chiar lângă mine de vreo lună de zile. Zice, Dumnezeu mi-a arătat că există o persoană lângă tine care te vorbește de rău ori de câte ori are ocazie. Când l-am văzut pe fratele păstor, nici nu s-a mai ridicat de pe scaun când i-a zis fratele ăsta, că eu era un moment de rugăciune. Eu venit la noi și mi-a zis mie un cuvânt și eu zis lui. Și el nu s-a mai putut ridica. Îmi să și zâmbesc. Și acum așteptam confirmarea. Și zice, domnul îți mai spune ceva, este unul dintre cei mai buni prieteni ai tăi. Acum, dacă nu s-a ridicat la prima frază, vă dați seama că la a doua nu s-a mai ridicat. Și mă pun lângă el. Și nu zic nimic, acum nu-l spitesc. Zice Gabi, și pune mâna așa. Zice, tu poți să crezi? Am zis, ce? Zice, matematic. Eu nu mă mai pot ridica de pe scaun. Dumnezeu a vorbit exact. Chiar există o persoană, mi-am dat seama de zilele astea, care este unul dintre cei mai buni prieteni ai mei care face treaba asta. Să te dobori, să te sfârșești în inima ta. Și știți, pe nimeni aproape nu ne ocolește viața cu asemenea momente. Nu-l mai întreb pe fratele meu, am fost destul de tânăr, dar martor la experiențele care le-a avut pe zona asta. Și acum când zice Duhul Dumnezeu chiar de acolo, de unde vii, vorbesc pentru ce mergi, dar eu îi simt de multe ori că am Duhul lui Dumnezeu, De eu îi simt uh, uh, zâmbetele false. Nu că nu americanii știu să zâmbească false, și românii știu. Nu numai că americanii știu să dea hag, românii îți dau îmbrățișări mai grave decât asta. Și te strâng în ori îți rup oasă, le zic că te iubesc. Dar de multe ori nu este așa. Asta sunt niște pustiuri greu de dus. Uh... Așa cum a vorbit Domnul, exact așa este. Dacă mă luam după oameni ăștia, nimic nu mai făceam în toți anii ăștia. Dar ce bine că în pusiul lui Iuda, David are putere și spune, tu ești Dumnezeul meu, pe tine te caut, îmi însetează sufletul după tine, îmi trupul după tine. Văd, Doamne, nu pământul ăsta crăpat, văd masa întinsă. Văd bucatele grase, le văd mezoase, văd o lucrare puternică pe care tot desfășor. Îmi ridic mâinile, nu mă interesează pustiu. Îmi ridic mâinile, buzele mele, cântă laudele tale. Pot să cânt în această seară? Dumnezeu să te atingă. n ai niciun motiv din seara asta să spui mi-au împins pustiul asta, oamenii ăștia și nu mai am nicio poftă. Frate Gabi, frate Beni, fraților, vă rog să mă ajutați pentru că nu mai scap de oameni ăștia. Nu o să scap de unii niciodată. Lasă-i pe mâna lui Dumnezeu, lasă tot pustiu pe mâna lui Dumnezeu. Cel care poate transforma pustiu în izvoare de apă este Isus Hristos, este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și El ia lucrurile acestea pe care tu nu le poți înțelege și le transformă în mari binecuvântări, că și pustiul are binecuvântările lui. Glorificat să fie numele Domnului, Dumnezeu să te binecuvânteze în această seară. În al treilea rând vreau să spun Că în pustiu poți să ajungi pentru că Dumnezeu te trimite. Și uneori avem nevoie să mergem singuri în pustiu pentru că acolo suntem testați. Acolo suntem testați de Dumnezeu pentru a vedea cu adevărat nivelul nostru spiritual. Pentru a ne vedea slăbiciunile noastre și a ne face vulnerabili în prezența lui Dumnezeu. În pustiu, acolo Dumnezeu ne vorbește gură către gură personal îl auzim pe Dumnezeu în inimile noastre și acolo Dumnezeu ne readuce în noi puterea și pasiunea de a merge să ducem numele Lui și lucrarea Lui până la capăt. Din când în când Dumnezeu ne determină pe toți slujitorii să nu mai avem nicio poftă de viața asta. întrebați pe rând. ăla ai timpul când Dumnezeu știu trebuie să mă ducă câteva zile în pustiu. Nimic nu te mai satisfaci. Nici măcar slujirea nu te mai motivează. Simți deodată că nimic parcă nu-ți mai place. Și atunci e timpul să înțelegi că Dumnezeu te trage deoparte nu pentru altceva decât pentru a sta de vorbă cu tine. Dumnezeu adoră să stea de, voi cu, de vorbă cu noi personal. Acolo Dumnezeu îți dă o nouă viziune de multe ori, îți dă o nouă descoperire, îți dă o nouă putere, îți dă o nouă revelație, îți dă un nou moment care vindecă în tine toate rănile, care te ridică din toate prăbușirile. Dumnezeu îți dă o nouă înțelegere a Bibliei, Dumnezeu îți dă o nouă înțelegere a nivelului și adâncimii cuvântului Dumnezeu. Dumnezeu îți dă pentru predicator noi predici din izvoarele lui Secate. Acolo Dumnezeu de prorocului, o nouă pasiune. Acolo Dumnezeu curăță în noi zgura. Acolo Dumnezeu face în noi lucruri mari. Glorie Domnului! E foarte frumos în biserică, e foarte frumos când acționează darurile lui Dumnezeu. Dar din când Dumnezeu le lasă pe toate deoparte. Zice, vină cu mine puțin. Știa Dumnezeu așa ca un prieten și trebuie să stăm de vorbă. Isus Hristos a retras frecvent în pustiu, pentru că acolo stătea de vorbă cu Tatăl. Acolo primea revelație, acolo primea descoperirea drumului care urmează. A, pustiu este o mare binecuvântare. De aceea suntem aici în această seară să spunem, Doamne, ori în ce punct ne aflăm din cele trei, te rog, Doamne, să te atingi de noi. Te rog, Doamne, să binecuvântezi viețile noastre, mințile noastre, casele noastre și te rog, Doamne, să folosești acest pustiu în care suntem în această seară din vina noastră, din vina altora sau tu însuți ne-ai adus pentru ca să-ți arăți voia ta și planul tău și să aduci în inimile noastre vindecare, ridicare și echilibrare spirituală și maturitate spirituală și dacă vreți să spunem toată biserica, amin. Glorie Domnului! Glorie Domnului! De multe ori, așa cum Duhul Sfânt a vorbit în seara asta, cei tineri intră în zone de asta de pustiu. Aduceți-vă aminte cu toții când ați avut 16, 17, 18, 19, 20 de ani. De câte ori în perioada asta, din viață, nu știam pe ce drum să apucăm. Parcă nu ne mai înțelegea nimeni, nici părinții, nici noi pe ei. Nu mai înțelegeam nici biserica și nici ea pe noi. Nu mai înțelegeam nici Biblia care o citeam și nu înțelegeam ce vrea Dumnezeu de la viața noastră. Eram într-o luptă continuă și nu știam ce să se întâmplă cu noi. Sunt, Timpurile cele mai importante când luăm decizii în viață. De unde să știu eu atunci când am avut 16 sau 17 ani ce plan are Dumnezeu cu viața mea? Luptele au grele și pustiul simțeam că mă încolțește de multe ori. În nopți târzii. Am plâns de atâtea ori cu fața la pământ, de atâtea ori am ieșit afară din oraș și am stat în prezența lui Dumnezeu, întrebându-l pe Dumnezeu ce vrea să facă cu viața mea, întrebându-l pe ce drum să o apuc răvășit de planurile mele, de visele mele, care de fiecare dată Dumnezeu a avut grijă să mi le năruie, să le izbească de pământ, pentru că el avea un proiect special pentru viața mea, așa cum a avut și pentru viața voastră. Dumnezeu mi-a încurcat drumurile, dar toate încurcăturile astea au născut în mine pustiuri de nedescris, pe care nu puteam să le dau de capăt nicio Formă. De acolo, în pustiul Dumnezeu a călcat cu piciorul Lui. Am auzit vocea Lui din anii aceia și am știut că Dumnezeu are un plan pentru viața mea, pentru toți tinerii care sunteți frământați în zilele acestea, care nu vă mai înțeleg părinții, nici voi pe ei, nici biserica și nici biserica pe voi. Este timpul să auziți vocea Duhului Sfânt. Este timpul ca să spuneți Da lui Iisus! Acum mi-aduc aminte, aveam 21 de ani, am venit în armată și tot așa încercasem o legătură cu o persoană că era timpul însurătorii. Și Beni este aici și știe foarte bine. Și era o fată de treabă, dar am simțit tot timpul că ceva nu e în clar. Și m-am rugat lui Dumnezeu într-o seară și am zis, Doamne, dacă nu este voia ta, indiferent ce simt și gândesc eu acum, te rog să închizi ușa asta. Și mi-a închis-o. După aceea am fost foarte supărat și nu știam ce se va întâmpla cu viața mea în mine, eram foarte dărâmat nimeni nu știa cât de dărâmat eram decât eu. Și atunci a venit o conferință la Sinaia cu niște frați din Canada care am întâlnit acolo, nu știam. Și s-a făcut o grupă din Beclean, din Cluj și cineva nu a putut să meargă atunci. Și țin minte, pentru că n-am cum să uit momentul ăla, că l-au fost, de fapt, cheia vieții, care au venit prin fratele meu și au zis că tot eram apropiat în familie, zice, hai că te iau pe tine! Așa am ajuns în Sinaia. Și acolo când au fost cei doi profezi din Canada, Canada, nu români, ne-au spus, noi avem cuvânt din partea lui Dumnezeu și când Dumnezeu ne spune ceva asemănător cui să vorbim, voi stați în picioare, vă rugați, au pus un scaun acolo în centru și au zis, cui ne spune Dumnezeu să vorbim, venim, vă atingem pe umăr și veniți și vă așezați. ceva după Revoluție, Vă dați seama, la doi ani după Revoluție, total atipic pentru România, pentru felul de cultură al noastră din biserică. Și când a început cântarea și rugăciunea, erau câțiva zeci de oameni acolo. Eram printre cel, cred că cel mai tânăr de acolo, necăsătorit. Și eu, când a început rugăciunea, mie mi-a spus Duhul Sfânt în inimă, tu ești primul. Am refuzat asta să cred. Și în momentul următor am simțit o mână. Un om din canal nu era un român. N-avea cum să... Dacă tot, că doi tot timpul vrem argumente de genul ăsta. Vi le dau. Să nu știe, să nu fie, să nu... nu o să. Și au venit și au pus mâna pe omul meu. Mi am au și, și a picioarele. Nu știu cum am ajuns până la scaunul ăla. Și tot ce fac în toți anii ăștia, ca să nu mai dau niciun detaliu, Dumnezeu mi-a vorbit atunci. Eu astăzi te-am ales, te chem, te duc, te trimit te pun în mijlocul unor oameni ca să aduni, nu-mi va la mult timp ca să te formezi și după ce vei aduna, e timpul să asculți de cei care i-am pus peste tine, timpul ăsta va fi scurt în care te voi pregăti și eu te voi trimite din loc în loc să duci cuvântul meu, o să-l împarți într-o stânga și în dreapta, va veni o vreme când, când vei călca pe pământ străin, sunt în America acum, dar a mai fost și de uh, alte dăți, când vei călca pe pământ străin, vei merge la depărtare și în apropiere și vei duce peste toată uh, lumea asta cuvântul, nu? Dumneavoastră cu toată credința, dumneavoastră e enormă, putea să credeți așa ceva? Eu n-am vorbit niciodată în public până atunci. Sigur că îndoielile se mișcau și în inima mea și cred că și în preajma mea, dar Dumnezeu a spus în final să nu te îngrijești niciodată de proviziile tale. Eu, Domnul, o să spor de grijă. Eu, Domnul, o să spor de grijă. Sunt mulți de ani de atunci. Și Dumnezeu a fost da și amin și în slujirea mea și când ne-a purtat de grijă. Sigur că asta a strânit în toți anii ăștia invidia care ne-a tot a, a unor în pustiu. Dar dincolo de toată invidia asta, este cel care este deasupra tuturor invidioșilor și acesta este Dumnezeu și puterea Lui și El ne-a ținut în mâna Lui până astăzi și ne va ține până la capăt. Să spunem din toată inima gloria Lui Dumnezeu. Am venit cu mărturia asta pentru cei tineri. Voi vă puteți face foarte multe planuri, dar Dumnezeu are un proiect. Dumnezeu are un plan măreț pentru viețile voastre. Și dacă sunteți acum în seara asta sau în timpul asta, într-un moment de pustietate în care nu înțelegeți nimic, nici pe voi înși vă nu vă puteți înțelege, ce simțiți, ce gândiți, ce visați, ce doriți, vă speriați de ce vă gândiți câteodată pozitiv și mi-aș dori asta. După aia vă speriați de gândurile rele al lui Satan care vi le aduce de multe ori în minte, aducându-vă dărâmarea spunând din tine nu iese nimic. Nu s a spus tai că nu ți-a spus mai ta nu ți-a spus, -ți spus atât că tu nu poți să faci nimic cu viața asta. În această seară, cel care să ridică în biserică este Duhul Sfânt care spune: Eu pot! Și chiar dacă ești ca David urmărit, pândit, lovit, fără nicio perspectivă, cel care într-o zi a avut cuvântul pentru tine ca și pentru David, că tu vei fi împăratul Israel, este același care este prezent aici în adunare. Și atunci când face o promisiune, o duce până la capăt. Sunt martori aici lângă mine, să pot ridica și alții că ce spune Domnul este da și amin. Da și amin. Binecuvântat să fie numele Domnului. În pustiu poți să fii dus de Domnul ca să, se descoperă chemarea ta, visul care Dumnezeu are pentru tine și apoi Dumnezeu tot te va ține de multe ori acolo ca să poți să rămâi legat și dependent de El până la capăt. Cum să spun acum? Mulțumim lui Dumnezeu pentru pustiu din viața noastră. Nu e o rugăciune simplă, dar Dumnezeu să fie binecuvântat pentru El, pentru că acolo de multe ori am înțeles ceea ce n-am înțeles în altă parte. Un al doilea lucru care vreau să vi-l spun pe partea asta finală este că pe lângă toate binecuvântările că le-am spus în punctul ăsta, în al doilea rând vreau să vă spun că pustiul te ajută să-L descoperi într-un mod personal pe Dumnezeu. Am spus în turneul ăsta și spun și aici la dumneavoastră. Cred că una dintre cele mai dureroase probleme a adunărilor noastre, cum vreți să le numiți, pentru baptiste, evanghelice, să se includ pe toți, este faptul că ne-am depărtat și avem o problemă efectivă în relația noastră personală, unul la unul cu Dumnezeu. Ne-am învățat într-o biserică care ne place, dacă nu ne place, sunt atâtea, am auzit asta. Bă, nu-ți place? du dar nu ești copac, zice. Ești copac, ți-o plantezi, bă, un copac îl plantezi, sau nu se mai poate muta. Tu nu ești copac, tu ești om, poți să te muți. Poate uneori trebuie să o faci, nu știu. Dar ne-am învățat cu un grup de oameni. În România se mai zice și asta, cu trupa, cu gașca. Acolo ne simțim noi bine. Acolo mergem și biserica, asta e etalonul nostru. Să mă simt bine. Nu sunt interesați oamenii să ducă într-un loc în care vorbește Dumnezeu. Că unde vorbește Dumnezeu câteodată nu te simți prea bine, Credem. mă Dar asta e criteriul, să mă simt bine. Să mă simt relaxat. În biserica lui Dumnezeu nu întotdeauna te simți relaxat. De multe ori te simți tulburat ca să te poată vindeca Dumnezeu. Vă să spunem amin, nu? De multe ori te simți descoperit ca să poți să spui Doamne, ai milă de mine păcătosul. Ridică-mă, Doamne, iartă-mă, Doamne, binecuvântează-mă, Doamne. Nu știu ce vreți dumneavoastră. Nu știu ce înseamnă să te simți bine. Cred că trebuie să ne simțim bine în prezența lui Dumnezeu. Trebuie să ne simțim bine când vorbește Dumnezeu, spuneți amin. Trebuie să ne simțim bine când ne eliberează Dumnezeu, când ne vindecă Dumnezeu și când ne transformă Dumnezeu și în cu toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. Nimeni ascăldătoare nu se ruga să fie liniște, toți se ruga să vină tulburarea. Pentru că în tulburarea asta era vindecarea. Mulți vor în biserică să fie liniște și liniștei. De mulți ani. Ați auzit că s-a pocăit cineva? Nu. No. Ați auzit că s-a întâmplat ceva? nou? Ați auzit că o fost folosit ăla care predică acolo? nou? Să, să, împrăște niște lucruri care plac oameni și toată lumea să simte bine. Dumneavoastră vă simțiți bine, noi ne simțim bine. Toată lumea să simte bine. Unde este un om al lui Dumnezeu, el să simte bine când vorbește Dumnezeu și spune, vorbește, Doamne, că robii tăi ascultă. Acolo unde sunt oamenii Dumnezeu, acolo trebuie să fie vocea lui Dumnezeu. Acolo trebuie să fie închinare dată lui Dumnezeu și acolo trebuie să se prezinte Dumnezeu oricât ne-ar costa. Și poate să ne coste. La un moment dat Dumnezeu poate să spună că trebuie să renunți la afacerea ta. Mai vreți să vorbească Dumnezeu? Uneori trebuie să spună să renunță la prietenii tăi. Mai vreți să vorbească Dumnezeu? Trebuie să renunță la anturajul tău. Mai vreți să vorbească Dumnezeu? Mai vreți, la și surori? Uneori trebuie să renunțați la visul dumneavoastră, la măreț. Dumnezeu să-ți dea altul, mai măreț. Trebuie să renunțăm la voia noastră uh, și să lăsăm să vină voia lui Dumnezeu în viețile noastre, în casele noastre, în familiile noastre. Mai spuneți amin? Poate trebuie să trăiești într-un colț, într-o casă, trebuie să renunțe la un castel, mai spune cineva amin? Dar noi vrem să mergem într-o biserică în care ne simțim bine. Și Dumnezeu spune că trebuie să-l descoperim pe el într-un mod personal. Vreau să vă întreb ceva în seara asta. Oricum, nu aveți ce să-mi faceți. Când te-ai întâlnit ultima dată tu cu Dumnezeu? Surorile, frații, Când ați avut ultima dată psalm 8, 8 versete, dumneavoastră personal cu el? Ca aici scrie cam așa: Doamne, tu ești Dumnezeul meu, pe tine te caut, totul este la persoana întâia singular îmi însetează sufletul după tine, îmi tânjește trupul după tine, într-un pământ sec cu sca și fără apă, așa te privesc eu în loc. E grozav că fratele Puiu nu vede și vede, nu? E grozav, e grozav să văd eu, să aud eu, dar cel care vrea să vezi și să auzi este Dumnezeu ca să auzi dumneata și să vedeți voi că Dumnezeu este prezent aici în adunare. Noi vă spunem că e aici, dar trebuie să-L descoperiți într-un mod personal, frați și surori, Dumnezeu vrea vrea să-L descoperi într-un mod personal, vrea să te întâlnești cu El într-un mod personal, vrea să-ți vorbească într-un mod personal, vrea să-ți descopere în mod personal. Stimate băieți și fete, trebuie să-L întâlniți pe Dumnezeul vostru personal, să să începeți o viață cu Dumnezeul vostru personal, trebuie să puteți să vorbiți despre Dumnezeul vostru, trebuie să puteți mărturisi despre Dumnezeul vostru, trebuie să mărturisiți de experiențele care aveți cu Dumnezeul vostru. Puteți? Este salmul 63, salmul tău, tu ești Dumnezeul meu, pe tine te caut? Atunci când ești în pustiu, înveți să-L descoperi pe Dumnezeul tău personal. Și dacă la grămadă, la grupă, la trupă, la biserică, la închinare, la worship, fără worship, la acordeoane, la cântări, e frumos, te lipești, nu duci tu, duc alții, nu se te rogi tu, se roagă alții, nu predici tu, predic alții, nu spui tu oameni, zic alții. Dumnezeu tot timpul are și când nu mai are, face din pietri, din stâl, din anvoane. Dumnezeu este Dumnezeu! Dar eu te întreb, tu personal ai vreo legătură? Ai? Suntem aici în seara asta. Una din binecuvântările pustiului pentru David, că este acolo în locul pustiu, el vorbea cu Dumnezeul lui. Și pustiu nu-i mai pustiu, pustiu e viață, e belșug, e binecuvântare. Dar trebuie să poți să vorbești cu Dumnezeul tău, că cel care poate transforma totul este El. Noi nu putem transforma. Noi creăm aici, Domnul, prin noi o seară fantastică, dar după ce pleci de aici, ce te faci? Nu te uiți în mașină, vorbești cu nevastă, a fost, a fost frumos, a fost, fost grozav, dar seara asta când te duci în cameră, tu cu cine adormi în gând? Eu veghez în timpul privegherilor nopții, eu vorbesc cu tine, sufletul meu este lipit de tine, despre ce vorbesc aici în seara asta? Nu-l interesează pe Dumnezeu religia dumneavoastră, stimate surori și frați, nu vă înșelați. nu e încântat! De ce suntem încântați noi? Nu este preocupat de ce suntem preocupați noi. El e preocupat de legătura personală cu El. Eu nu știu ce a supărat o persoană din Atlanta, dar el nu-i preocupat de supărarea, întristarea sau bucuria noastră, că nu ne convine iarba și predicatorii și multe. Vreau să vă spun ceva, Dumnezeu este preocupat de legătura ta cu El și atunci când noi avem o legătură cu El, Dumnezeu să descopere, noi leudăm, lăudăm, ne închinăm și înălțăm numele celui care merită să fie înălțat. Și acesta este Isus. Doamne, fi lăudat în această seară. Azi noapte Dumnezeu mi-a arătat un vis și mă bucur că va fi așa. Deja este așa. Am intrat într-o cameră mică și acolo era atât de multă mișcare și era un aluat care se frământa, se, acolo se făcea ce știam foarte bine, cu mâinile apăsați și dincolo încă unul și încă unul și erau mai multe și după aceea era un cuptor care ardea și toate erau băgate în tăp și scoase acolo și să cocea niște pâine foarte proaspătă și foarte frumoasă și cineva mi-a dat și tot am băgat în plasă pentru că am nevoie zilele astea să aduc o pâine care coboară din cer și dă lumii viață și acesta este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Acesta este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Eu puteam să mă tem de seara asta, nu, pentru că Dumnezeu mi-a vorbit azi noapte că El pregătește pâinea, El pregătește mâncare, El pregătește hrană. Isus Hristos este Domnul, Isus Hristos este Domnul. Nu mă scot în evidență, dar vă spun că așa trebuie să fie. Nu contează unde ești și unde lucrezi. Trebuie să-L descoperi pe Dumnezeul tău personal. E așa? Degeaba ei religia lui taică ta, lui maică ta, stilul de rugăciune, degeaba copiezi absolut în 99% tot ce se roagă el și face el. Tu trebuie să-l descoperi pe Dumnezeul tău, tu trebuie să-l descoperi pe el, tu trebuie să spui, tu ești Dumnezeul meu, grozav că e alu tata, grozav că e alu frate meu, grozav că a fost a părinților noștri, grozav că e a conducătorilor, a profeților, grozav tot ce se întâmplă aici în biserică în această seară. Dar, Doamne, vreau să fii Dumnezeul meu personal. Eu vreau să plec cu tine acasă, în mașină, noapte, ziua, în casa mea, eu vreau să fii cu mine acolo. Glorie Domnului, asta este frumusețea păcănții. Ea ne-l aduce pe Dumnezeu în interiorul nostru și în inima noastră. Închei spunându-vă un, un gând foarte frumos. O a treia binecuvântare a pustiului este că acolo un pustiu se produce un fenomen. Știți care era, nu? Începe să ne devină sete. Pustiul produce sete. Acolo în pustiu este atât arciță, este atâta pământ crăpat, nu este pic de apă. Și acolo îți vine setea. În general, când uh, se întâmplă că suntem într-o zonă în care nu mai avem ce să mâncăm, totuși, prima dată, primul sentiment este sete. se dezidratează organismul și ți sete. Și să știți că binecuvântarea, una din altele binecuvântări ale pustiului este că începe să-ți fie sete. Ți sete. Și acum mă întreb de multe ori, cui mai sete prin adunările noastre? Vă aduc aminte cât două locuri din Biblie fantastice. Trei. Dar vreau să vă spun că astea sunt o dedicație pentru un grup de oameni. Știu că le-ați auzit de când ați fost mici, dar nu sunt pentru toată lumea. Dacă ești acolo, nu contează. Că ești bătrân, că ești tânăr, tot ce scrie aici devine o realitate pentru tine. De asta e grupul țintă spre care se îndreaptă acest pasaj sau aceste pasaje. Primul. Isaia 55, îl știți, nu? Versetul 1. Voi toți ce însetați, veniți la apă, chiar și cel ce n-are bani. Cui se adresează acest verset? Că nu suntem acum... Cui? Spuneți, celor, voi toți, cei? E numai pentru ei asta. Deci dacă cuiva nu i sete, tot ce scrie și tot textul mai jos nu e pentru el și pentru ea. E simplu. Acum aveți un răspuns categoric. De ce în biserică câțiva să bucură mai mult sau mai puțin, nu-i treaba mea să spun? De ce o parte pleacă acasă binecuvântind și lăudând pe Dumnezeu cu lacrimi în ochi, cu zâmbet pe față, veseli, și alții pleacă bombănind acasă? V-ați întrebat vreodată de ce? Sigur că aveți răspunsuri de genul predicator ăsta, cântăreț ăsta, programul ăsta, prea lung, prea așa, prea asta, prea asta, prea asta. Știi de ce gândește așa? Nu ți-sete. Nu ți-sete. Dacă ți era sete, era diferită ziua. Dar dacă nu ți-sete, nici nu am mai strălucitoare apă pus în cel mai frumos pahar de cristal, că mi-era a părut paharul, apă-apă, dar nu i a părut paharul, parcă am văzut o urmă, parcă am văzut ceva, parcă am văzut un goz plecat. Sigur că dacă mă măsurați așa din cap până în picioare când eu zic cineva și ți-am văzut că ți-ai băgat mâna în buzunar când te-ai rugat. Sigur că respectivul să uita la mine când mă rugam și eu mi-am băgat, cred că să-mi caut Batista, probabil, și acolo s-a lovit el și nu mai am putut suporta toată seara și tot ce a fost acolo s-a prăbușit, o părturțit la altcineva. Credeți că lui ăsta e o fosete? E o fosete după altceva și o și găsit. Știți de ce nu avem în viața noastră niște binecuvântări mărețe când ne adunăm aici sau în altă parte? Nu ni sete. Voi toți ce însetați veniți la ape, nu contează ce ai și ce nu ai, câte experiență, cât asta. Nu contează uh, nimic altceva decât Dumnezeu să își așeze în inima ta setea și foamea după El. Împreună cu toată biserica spun glorie lui Dumnezeu. Glorie lui Dumnezeu. Veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată și după aia curge textul, o grămadă de lucruri. Dar pentru cine vorbești? Pentru toți cei însetați, că-i unul, că-i doi, că-i cinci, că-s o sută, că 500, cinci sute, că-s o mie, că-s două mii, că-s un milion, că un miliard. Nu contează condiții pentru toate resursele mele revărsate peste ei și peste ele, este ca în inima lor să găsesc setea. Setea, aleluia! Setea după Dumnezeu! Glorie Domnului! Matei, și acum știți despre ce vorbesc, capitolul 5, predica celebră de pe munte, zice, ferice de cei flămânzi și însetați după neprienire, că ce se va întâmpla cu ei? Ia, să aud. Vor fi săturați! Vor fi săturați de hrană, vor fi săturați de mâncare. Dacă le e foame și le sete, sunt niște oameni fericiți. Sunt niște oameni fericiți. Mă întreb, cine e fericiți în biserică? Ăla care bani, ăla care e sărac. Ăia care au bani spun, aș vrea să fiu sărac, săracul vrea să fie invers. Ăia că sunt față, ăia că sunt pe amvon, ăia când cântă. Noi nu avem cum să fim fericiți. Frași și surori, pe amvon, în față, cu chemare de proc, de predicator, de nimic, de dărnicie, de om simplu, de anonim. Fericiți fericiți, sunt cei însetați, sunt cei flămânzi, ăștia sunt săturați, aleluia! O, oh, glorie lui Dumnezeu, glorie lui Dumnezeu! Este cineva însetat în această seară? Este cineva flământ în această seară? Dumnezeu te satură! Deja a făcut-o. Știți ce frumos este să predici la niște oameni flămânzi și însetați? <găt> Crezi că a fost complicat în Africa sau unde am mers la oameni săraci să împarți o bucată de pâine? Adică să zici, stai să văd, e franzele sau e, e neagră sau e semi sau... A, în lumea lui Dumnezeu există năvală și cei ce dau nevală pun mâna pe tot ce este împărăția lui Dumnezeu. Spuneți toată biserica, amin. Am citit o carte zile asta și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Și eu zis, dacă tu ți imaginezi că Dumnezeu e un fel de moș Crăciun și că tu stai acolo la șemineu în față cu cana de ceai sau de altceva, de cafea să fiu mai așa, și stai acolo și aștepți Dumnezeu să-ți dea binecuvântări, zice, poți să aștepți mâncând doi biscuiți cât vrei. Dar cei care dau năvală și caută pe Dumnezeu, tu ești Dumnezeul meu, pe tine te caut, îmi însetează sufletul după tine și Dumnezeu revarsă belșug de binecuvântare peste ei. Sunteți martori care vă aici în seara asta că atunci când ați fost însetați, Dumnezeu v-a dat apele lui, v-a binecuvântat, v-a umplut inimile, v-a umplut adunările, v-a pus în familiile. O, lăudat să fie Iisus Hristos în această seară. Vreau să te întreb, ție, ție sete? Ce vrei să fii fericit? Vrei? Roagă-te să te facă Dumnezeu să-ți fie sete și ești fericit. Ce credeți că înseamnă ecuația fericirii? Vreau fericit dacă, dacă ce? Dacă ți sete, te declar în numele lui Isus că ești un om fericit. Voi însetați, îmi, îmi dați dreptate sau nu mie, lui Dumnezeu, dați dreptate că atunci când visete după Dumnezeu sunteți fericiți în minutul următor? De ce Dumnezeu este acolo să vă dea apa lui? Este acolo să vă dea hrana lui? Este acolo să vă binecuvânteze? O, oh, gloria lui Dumnezeu! Gloria Domnului în veci! Și v-am promis trei texte și să nu greșesc că noi mai greșim. În capitolul 7 din Ioan, cu versetul 37, în ziua aceea de pe urma prasnicului, Isus a stat în picioare și ce a făcut? Dar de ce crezi că a strigat? Că nu piardă fericirea asta. O strigați să audă toți, de-aia și noi mai strigăm câteodată. În ziua aceea de pe urma, a stat în picioare și a strigat. A zis, dacă însetează cineva, dar nu-i pentru toți, opriți-vă! Prea am luat textul ăsta, e pentru toți. Nu-i pentru toți. Să fim corecți în seara asta. Că Dumnezeu și Biblia este corectă. Nu-i pentru toți. Dacă însetează cineva, iar e pentru cei ce li sete. Dacă însetează cineva, să vină la mine și ce să facă? Să bea. Și din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum spune Scriptura. Dumnezeu să crede sau nu în Biblie? Crede sau nu în Biblie? Dumnezeu a slăbit, Dumnezeu este puternic, aleluia! Dumnezeu este puternic! Dacă însetează cineva, nu trebuie să facă nimic decât să vină la el și să bea. Și când va bea din apa lui, din inima lui, vor curge râuri de apă vie. După cum zice Scriptura, vorbea de Duhul Sfânt, care încă nu fusese dat, că Iisus nu fusese proslăvit. Așa că noi ar trăi toată biserica să fim plini de râul, râul Sfânt al Duhului Sfânt și Duhul Sfânt să țășnească din noi și puterea lui Dumnezeu să țășnească din noi. De ce nu e așa? Și eu vă răspund, nu ni sete. Dar dacă ni sete, venim la El și bem. Și când bem din El, se transformă viețile noastre. Dumnezeu să fie binecuvântat. Vă uitați la David de ce a scris lucrurile astea? Era sete după Dumnezeu? Și Dumnezeu s-a prezentat și l-a hrănit. Credeți? I-a întins o masă în pustiu, a pus fața de masă, a dus bucate grase și mezoate, le-a tăiat, a mâncat, sufletul i s-a săturat, a ridicat mâinile la binecuvântat. Adică, deci, la el în pustiu, ai impresia că are niște probleme aici pentru că nu e nimeni să zică fă asta, fă El singur mănâncă, nu știu ce mănâncă, numai el știe ce mănâncă. El spune, mă, satur, și dacă stăteai să asculți rugăciunea lui dumneata, care ești aici în seara asta, ce ziceai de David? Doamne Dumnezeule, într-un pustiu, fără iarbă, uscat așa, care a fost în Israel, vă puteți imagina. Doamne, Dumnezeule, pe tine te caut, însetează sufletul după tine, îmi trupul după tine, într-un pământ sec, uscat și fără apă. Așa te privesc eu de aici începe. În locașul tău cel sfânt, Nu ești în pustiu, să în pustiu, dar eu am altă treabă. Așa te privesc eu să-ți văd puterea și slava, fiindcă bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața. De aceea buzele mele cântă laudele tale. Te, 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 voi, te voi, binecuvânta, Doamne, pe vecie și în numele tău îmi voi ridica mâinile. Uite-te la el în pustiu, și auzi cum se Ce părere? Nu era de el. Are probleme? Toți suntem niște ciudați. Toți oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu cu toată inima lor, cu toată pasiunea lor, cu toată râvna lor, sunt niște ciudați pe planeta asta. Dar nu contează. Cel care nu e ciudat și e Dumnezeul nostru este prezent în adunare și noi ne-am îndrăgostit de el iremediabil și până la capăt. Și când nimeni nu vede, noi vedem. Și când nimeni nu aude, noi auzim. Și când nimeni nu se bucură, noi ne bucurăm. Și când nimeni nu vede nici o predică, nicio o cântare, nimic bun, noi vedem totul glorios. Pentru că cel care aduce bucate pentru noi este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. O, lăuda să fie în numele Domnului. Când vrei să te decizi să vezi lumea lui Dumnezeu, să te bucuri de ea și să pleci acasă cu mâinile ridicate, să te nevasta ce ai pățit. Am fost la adunare și cine o predica nu contează. Dumnezeu a fost prezent în adunare. Când când vrei să te vadă copiii tăi lăudând pe Dumnezeu în casă? Când vrei să vezi în casa ta laudele lui Dumnezeu? Când? Când? Și dacă nu e așa, de ce nu e așa? Dumnezeu din salmă ăsta nu este Dumnezeul din seara asta? Eu zic, ba da, același Dumnezeu este aici. Glorificat să fie numele Domnului. Eu îți spun în seara asta, Dumnezeu te iubește. Și o să vină, dacă n-a venit pustiu în viața ta ca să înveți acolo Dumnezeu îți poate frânge inima și mândria. Acolo Dumnezeu îți poate frânge tot ce ai și poți să pierzi tot ce ai. Și îți vei da seama că singurul de care ai nevoie este Dumnezeu. Acolo îi vei învăța că trebuie să-L descoperi pe El într-un mod personal. Și vei învăța să strici către Dumnezeu și vei spune ca Iacob, n-am știut, Doamne, că Tu ai o scară, că Tu deschizi cerul și că Tu vorbești. Eu am crezut că Tu ești un Dumnezeu care poate fi și păcălit, poate fi manipulat, te descurci în viață cum poți și asta înseamnă pocăință. Pocăință nu înseamnă să te descurci în viață cum poți, și pocăință înseamnă să te binecuvânteze Dumnezeu 24 din 24 și mâna Lui să fie peste tine pentru tot restul vieții. Dacă n-ai știut până în seara asta că aici este casa Lui Dumnezeu, că aici este poarta cerului, dacă n-ai știut că Dumnezeu este un Dumnezeu personal, au venit vremea să-ți vorbească că El vrea să fie Dumnezeul tău personal și ar fi bine să pleci cu El la braț acasă și cu El în inimă și să-L noaptea asta pe Dumnezeu, să adorn cu Dumnezeu și dacă te trezești până la trei noaptea, că te învârți în pat, să te și pe învârtitura aia, când ai câte o pauză, învățați să vă spun, Doamne, te binecuvântez pe tine, Doamne, te laud pe tine, învățați vă învârtitura aia, nu să oftați, să lăudați pe Dumnezeu, să-i spuneți cuvintele Dumnezeu, adorn din nou, te trezești din nou, astea sunt niște privieghele astea secvențiale în care poți să-l pe cel care este sfânt. Și când te trezești, ești tot cu el, și Sufletul tău este lipit de Dumnezeu. Și dreapta lui te va sprijini toată viața. Și toată povestea asta care am predicat-o s-a întâmplat într-un pustiu. Vreți să ne rugăm acum? Vreți? Vă sete sau nu? Dacă nu vă sete, oricum nu are, nu funcționează. Nici fericirea, nici bucatele, nimic. Dacă vi sete, Dumnezeu este aici să dea hrană și biruință până la capăt. Dacă cumva nu vi sete, atunci rugăciunea ta trebuie să fie, Doamne, ajută-mă să-mi fie sete. Și dacă nu vei înțelege așa, Dumnezeu te va aduce puțin tel, alții te vor băga și apoi tu însuți vei alege, poate chiar ești acolo în seara asta și peste toate aceste uh, cuvinte care Domnul mi le-a pus pe inimă, aș vrea să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu într-o rugăciune, ridicați pe picioare aș vrea să plecăm capetele și totuși eu înainte de a face rugăciunea asta dumneavoastră cu toți împreună cu mine și apoi pe final voi, mă voi ruga, totuși aș vrea să știu pe rugăciunea aia de final dacă credeți careva că Dumnezeu v-a vorbit în seara asta și dacă ați luat o decizie personală în fața Dumnezeului care v-a vorbit, să ducem lucrurile până la capăt și dacă ești aici și crezi că Dumnezeu ți-a vorbit și vrei să se întâmple ce a vorbit El în seara asta, aș vrea să ții o mână ridicată sus, fără jenă și fără rușine. Sigur că nu vreau să fiți curioși, că cred că toată biserica ridică mâna și eu ridic mâna. Dumnezeu să fie lăudat și Dumnezeu să-și întindă mâna peste noi. Așa că toți în setații lor și în setatelor după Dumnezeu și după întâlnirea cu El, intrăm în rugăciune și Duhul Sfânt care este prezent aici în adunare, să vină cu viața Lui în viețile noastre. Aleluia! Ei. O glorie ție, Doamne! Binecuvântăm numele Tău, Doamne! Binecuvântăm puterea Ta,